Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, urmăriți știri și evenimente locale. Evenimentele din această săptămână debutează cu ședința extraordinară a Consiliului Local, o reuniune a consilierilor ce a avut drept scop aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. În conformitate cu dispoziția primarului, numărul 204 din 6.02.2008, astăzi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local a municipiului Rădăuț cu următoarea ordine de zi. Prezentarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 24.01.2008, prezentarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31.01.2008, 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. Inițiator, domnul primar Mihai Frunză. Și la 4. Informări, interpelări, sesizări, comunicări. Procesul verbal al ședinței din 24.01.2008 a fost aprobat în unanimitate. De asemenea, și procesul verbal al ședinței din 31.01.2008 a fost aprobat. La proiectul de buget al Consiliului Local, de asemenea, a fost aprobat în unanimitate. La rubrica informări, interpelări, a luat cuvântul domnul profesor Bejenariu. Programul utilizat și mediul la standardele europene a avut ca urmare și afectarea sau chiar distrugerea unor spații, mai cu seamă a unor segmente de gard fire. Pe lângă rolul estetic și de sănătate a mediului, știu de toți cei de față, gardul viu reprezintă și o pavăză pentru spațiile verzi, mai ales din partea automobiliștilor. Va trebui, deci, în opinia noastră, un program special pentru reamenajarea tuturor spațiilor verzi și interpelarea dorește să se răspundă la ședința următoare pentru cetățenii de la blocuri, de la case, ce program de măsuri își propune primăria pentru ca, la momentul oportun, aceste spații verzi să fie refăcute, respectiv un program de reabilitare a spațiilor verzi din municipiul Rădăuț. Prima. A doua. Arealul urbanistic al Rădăuțului s-a mărit, mărindu-se înspre Suceava până la podul Vrădichii, în semnul acela de autoritate, inscripția municipiului Rădăuț săpată în piatră, cu ampilă, cu înrădăcinare cu ciment, a rămas în oraș. Cred că este în primăvară nevoie ca acesta, sau dacă vrem să rămâi mărturii până unde a fost orașul, să rămână acolo, să se construiască aur, în semn cu maximă vizibilitate la modul Vlădichii. Și tot acolo trebuie și în semnul cu denumirea apei curgătoare, peste care se construiește un pod care istoricește va dura 3-4 ani, pentru că e foarte lung și foarte lat în opinia constructorului. Construcția. Da. Mulțumesc, domnul doctor, pentru... Merită să vizitați Galeria de Artă a orașului Rădăuț. Dacă vă opriți pentru câteva minute din alergătura cotidiană, puteți admira aici fotografii de pe tot globul aparținând amatorilor și deopotrivă profesioniștilor. Organizată sub patronajul FIAP, expoziția aduce în fața dumneavoastră și lucrările premiate ale anului 2007. Demn de remarcat este faptul că, printre lucrările premiate, se află și câteva realizate de rădăuțeni. Și conține 80 de fotografii realizate de artiști din întreaga lume. Cum puteți observa și pe harta de vis-a-vis,
săgețile indică locurile de unde, antipozii, de unde au sosit fotografiile la acest salon. În zona centrală, pe panoul central, sunt așezate lucrurile care au fost premiate. Trebuie să menționăm că două din lucrările acestui salon aparțin unor artiști fotografi rădăuțeni. Este vorba de lucrarea lui Victor Rusu. Cinci, da? Și menționez pe Victor T. Rusu și Daniel Robu, care este și unul dintre laureați. Eu mă bucur foarte mult. Fotografia face parte din artele vizuale. Este, cum să zic, copilul mai tânăr, dar care are o evoluție spectaculoasă. Aș spune că fotografia a apărut în lumea imaginii, în lumea vizuală, în momentul în care omul a început să vadă fotografic, să perceapă fotografic lumea. Tehnologia este un lucru de care nu putem face abstracții. Cu toate că, uneori, prin multiplele sale virtualități, tehnologia este încărcată de energii luciferice, cu toate acestea, cred că dragostea de frumos, sentimentul artistic de dăruire este capabil să restaureze ceea ce era imaginea în vechime pentru meșterii iconari sau pentru meșterii pictor. Mă bucur foarte mult că există interes pentru și sper ca în decursul a 3 săptămâni cât o să răzbească galeria această expoziție, cât mai multă lume să vizioneze. Ce aș putea să vă spun? La acest salon am primit în jur de 1800 de lucrări a autori din 36 de țări. Vă dați seama că a fost o muncă deosebită pentru jurul. Cred că vreo 2 zile și vreo noapte întreagă am stat și am jurizat. E o muncă grea și aici o să vedeți cele 12 lucrări cu premii. Această expoziție a fost vernisată la Suceava, apoi a fost găzduită de Muzeul de Artă din Cernăuți și acum 2 săptămâni a fost adusă la Suceava și ne-am gândit să o ducem la Rădăuți, unde avem o filială foarte bună numită Bogdana, filiala UAFB-ului din Suceava. De. Ce să vă spun? Sunt lucrări, nu avem spațiu, pentru că mai încă vreo 100 de lucrări vineau foarte bine într-un spațiu de expus. Însă spațiul este limitat în orice expoziție. Am promis că în iarna asta vom mai avea o expoziție cu autori din India. Sunt 40 de autori care au trimis în jur de 6 de lucrări din India. Însă, expoziția fiind la Cernăuți, fiind mai târziu, vă promitem că o să vă bucurăm și cu o expoziție cu imagini din India, în jur de o lună, o lună și jumătate. În cursul lunii februarie, 2 polițiști italieni de la Direcția Centrală pentru Imigrări din cadrul Poliției de Frontiere italiene sunt în vizită la Direcția Poliției de Frontiere Rădăuți. Aceștia, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul direcției noastre, execută misiuni de supraveghere și control la frontiera de nord a României, misiuni care duc la o mai bună securizare a frontierei de stat și o mai bună colaborare între cele două structuri. Cei 2 polițiști italieni și-au început misiunea la sectorul poliției de frontieră Siret, urmând ca în viitor să-și desfășoare până la sfârșitul lunii activitatea la sectorul poliției de frontieră Vicov. De asemenea, 2 polițiști din cadrul Direcției Poliției de Frontieră Rădăuți sunt în Italia și execută misiuni cu colegii lor polițiști de frontieră italieni. Mă bucur să fiu în România și să cunosc colegii de la Poliția de Frontieră. Bună ziua, părinte, și bine ați venit în emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean în rubrica Ecleziast. Ne aflăm în biserica cu hramul Cuvioasa Parascheva a parohiei Sfinții Apostoli din Rădăuți. Demersurile pentru construirea bisericii au început în 2001 cu aprobările necesare. Autorizația de construire este din iunie 2002.
Deci, efectiv, din 2002, din vară, s-au început lucrările la biserica în care suntem astăzi. Lucrările au continuat cu efortul domnului deputat Olărean Aurel, efort care se continuă și după 26 august 2007, când, după un raport de evaluare pe care chiar l-am adus, biserica a fost predată de pe Fundația Olărean, a fost predată parohiei Sfinții Apostoli. A fost semnat această predare? Deci, predarea s-a adus o comisie, s-a făcut o expertiză, există un raport de expertiză, care s-a evaluat toate lucrările până în momentul respectiv la aproximativ 10 miliarde și jumătate. Apoi s-au făcut toate actele ce ține de cartea funciară și apoi de notariat, un act de donație prin... Deci o persoană fizică nu poate deține o biserică. Probabil de aceea proprietarul de până atunci a donat-o episcopiei. I-a fost asta și a fost înțelegerea, în momentul în care s-a dat binecuvântarea arhiepiscopiei, a fost această înțelegere, ca domnul, în momentul în care biserica să ajunge spre finalizare, să fie predată parohiei Sfinții Apostoli și, bineînțeles, intră în inventarul general al arhiepiscopiei. Poate că cei care trec pe aici își pun întrebarea de ce durează atât de mult. E istorie, până anul trecut, lucrările, din ceea ce știu, au fost momente în care s-a mers cu un ritm foarte, foarte alert, apoi au mai stagnat. Probabil, din ceea ce mi-a spus și domnul deputat, la un moment dat, cu toate celelalte, n-a reușit tot timpul să țină aproape aici. S-au făcut la un moment dat niște modificări în proiect, pentru că proiectul inițial cuprindea turlele din lemn și nu din beton, cum sunt acum, și asta a însemnat un metru de zid de desfăcut, aruncat cărămida, făcut alt proiect, alt sistem de rezistență și a durat până când au ajuns. Oarecum, lucrarea este foarte aproape de finalizare. De la acea capeliță care era la intrarea în stadion și până la biserica frumoasă și maestoasă albă care se înalță astăzi la intrarea în fostul parc al grădinii de tir, a fost, se pare, un drum foarte lung. Este cel care își propune să construiască o biserică supus unor canoane? Da, se pare că un lucru bun întâmpină pe parcurs și unele încercări, mai opreliști, dar de fapt asta e câteodată și semnul că e ceea ce trebuie. Pentru că în final va fi încă un loc în țara noastră și de fapt în lumea întreagă, un loc în care Dumnezeu va coborâ iarăși printre oameni. Și sunt și alte să-i spunem așa, alte forțe care încearcă oarecum ca lumea să se despartă de Dumnezeu, atât spirituale cât și ceea ce țin de lumea care ne înconjoară. De la prima piatră de temelie, sfințirea de atunci a locului și până la ce vedem astăzi în imagini, cine a supervizat toată construcția, cine s-a ocupat de construcție, cine a decis ce culoare trebuie să fie aici, cât de înalt trebuie să fie acolo zidit și așa mai departe. Deci, în primul rând, arhitecții. Au fost domnul arhitect Duduță, arhitectul inițial și apoi domnul arhitect Olaș, care, cel puțin domnul Olaș, are 64 de biserici ridicate, deci proiectate de el, și un arhitect imediat își dă seama undeva unde o proporție
nu-i cum trebuie. Din câte știu, și înainte și acum, în alt preasfințitul Pimen, ce vine tot timpul pe șantierele care sunt deschise și aduce unele corecturi acolo unde crede că nu, canoanele nu sunt respectate. Preotul paroh intervine și el, supervizează și el această lucru. Da, cum să vă spun, și preotul paroh, în momentul în care vine în altul de la Suceava, exact ceea ce spune în altul, preotul are grijă ca lucrurile să fie executate exact așa cum se spune. Bineînțeles, ne aportăm de grijă ca lucrurile să respecte exact tradiția bisericească și mai ales ceea ce ține de zona noastră. Câți preoți au fost în această parohie de la început și până acum? La început a fost părintele Vega Gabriel, apoi peste câțiva ani, am înțeles, nu știu exact în ce an, a urmat fratele lui, Vega Cătălin Ioan, iar în iunie 2007, părintele Gabriel, fiind și secretar la protopopiat, a zis că nu reușește să aibă grijă și de șantier aici și așa, și atunci s-a făcut acest transfer. Eu am venit de la Sfântul Ilie aici, pe postul de paroh, părintele a rămas să se ocupe de secretariat și acum este preot slujitor la catedrală. Cât de mare este această parohie? Au fost câteva... au fost și sunt câteva discuții cu arondarea acestei parohii, pentru că avem vreo 19 scări de bloc undeva pe Mihai Viteazu, care sunt, vă dați seama, în capul celălalt de oraș. Și deja la ședințele care le-am avut la protopopiat s-a discutat și am cedat, am zis, fără probleme, să fie realocate către parohiile din prin prejur, bisericile care sunt aproape, peste așa, e nepotrivit. Biserica e aici, trecem peste două parohii, peste două sectoare, altor două parohii ca să ajungem acolo. Iar ceea ce va rămâne, deci lăsând alea, se va alege care unde va fi, fie la obor, fie la Sfântul Ilie sau la catedrală, care din parohii va dori, a spus, care va vrea să aibă grijă și de zona aceea, iar ceea ce rămâne va fi în jur de 400 de familii. Asta până la biserica de pe strada Potei. Da, deci hotarele ar fi strada Horodnicului, strada Putnei, Alea Primăverii și Ștefan cel Mare, până în cap. Deci cam asta ar fi granițele parohiei. Câți preoți vor sluji aici? Deocamdată suntem doi preoți. Părintele Vega Ioan Cătălin. Da, pe viitor, posibil să vină și alții. Ctitorul are dreptul să numească un preot. Gurile rele spun că domnul Olărean întârzie această construcție până când o rudă sau un prieten de-a lui va termina teologia ca să poată fi instituit ca preot paroh. Da, când am venit aici, am fost întrebat dacă sunt nepotul domnului deputat. Nu e adevărat, chiar domnul deputat spunea, au zis, n-a fost vorba niciodată, nu are nicio rudă la teologie. În prima parte a întrebării, dacă are putere să numească, nu, deci totul este la hotărârea înaltului. Deci preoții sunt supuși în arhiepiscopiei, există această rânduială a ascultării necondiționate, deci dacă te trimite în altul la Baineți, la Baineți te duci și cu asta basta. Despre echipele care au ridicat, nu pot să vă spun foarte mult. Știu că domnul inginer Vataman s-a ocupat, probabil echipa de la Construct. Sau, nu. Tot un fost deputat, nu? Da, probabil tot un fost deputat. Știu că la un moment dat se discuta că el s-a ocupat de cofraje de sub, din ceea ce am auzit povestindu-se.
Mai mult nu pot să vă spun exact echipele care, cine efectiv s-a ocupat de disidii, dar știu că, povestea domnului deputat, de multe ori veneau și descărcau vagoanele de cărămidă, chiar el și, probabil și de multe ori și sculptura este realizată de domnul Hanțăr Ioan, de lângă, într-un sătuleț, lângă Târgu Neamț, cu echipa dumnealui. Și continuă, deci probabil până de Paște va trebui să termine stranele laterale, mai sunt câteva obiecte. Pictura am să vă las chiar cel care pictează și este sus, se va prezenta și vă va spune mai multe lucruri. Este mare lucru să ai harul să pictezi biserici. Ai harul ăsta? Este un dar de la Dumnezeu a lucra, a picta bisericește. Ne străduim să facem ceea ce au făcut și strămoșii noștri, să păstrăm o tradiție în pictura bisericească și cea canonică. Asta este cel mai important. Pictura bizantină, în general, este pictura ortodoxă, prin care poporul român moștenește tradiția și prin care noi încă ne mai simțim români. Aici, în Rădăuți, în această biserică, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am străduit, tineri fiind, o echipă de oameni tineri, unii au mai lucrat, au mai plecat. A fost o ocazie unică pentru mine, fiind de aici, din Rădăuți, o șansă, una la câteva mii de pictori să lucreze o biserică în orașul lor, și m-am străduit să fac ceea ce este mai frumos. Cu toate că am avut ocazia să lucrez și în alte părți. Vrem să lăsăm în urma noastră ceva care peste ani vor mai vedea și alții, așa cum noi ne inspirăm din modelele multora care au lucrat biserici. Chiar aici am păstrat în biserica asta foarte multe elemente. Am reprodus foarte multe elemente din pictura moldovenească, din pictura grecească, mai ales din pictura stilului sârbesc, școala sârbească de pictură. Ne place foarte mult această cromatică, în special compozițiile care sunt lucrate. Am început copil fiind, ucenic, pe la un pictor, pe la altul, după care un an de zile am fost în atelierele Mănăstirii Putna. Apoi am mai învățat pe aici, pe acolo. Nu-mi place să vorbesc foarte mult despre mine. Las pictura și ceea ce fac aici să vorbească mai multe. Deci se dorește ca până pe 10 mai lucrările să fie apropiate, iar pe 18 deja s-a hotărât, ca fiind 18 mai 2008, să fie sfințirea bisericii. Este această ctitorie opera unui singur investitor sau banii au venit de pe mai multe căi? Deci până în 2007 vorbim despre efortul depus de domnul deputat Aurel Olărean și cu familia dumnealui. Au mai fost, de exemplu, legat de pictură, domnul deputat a spus dacă dorește, au zis că plătește tot, în continuare rămân, o rămas ca el să achite toată pictura, chiar și după predarea bisericii, din partea lui, dar a spus dacă există credincioși care vor să plătească un sfânt, deci nu s-o opune. S-o obișnuiește și o zis dacă vrea cineva, au zis nu vrea să pună monopol pe căi. Deci dacă dorește cineva, și au fost o parte din sfinții din apside, sunt familii care au vrut să fie și ei împărtași la bucurie. Și
Cealaltă parte a finanțării este tot datorită domnului deputat, care a direcționat anumite sume de bani, nu numai către, la noi mai mult, pentru că e... Parte își face, nu? Exact, probabil că toți am face la fel, dar s-au alocat foarte mulți bani bisericilor din Rădăuți și anul trecut noi am primit 5 miliarde, celelalte către 1 miliard, iar anul acesta s-au bucurat și satele din prejurul Rădăuțului, toate satele au primit de asemenea o sumă mai mare sau mai mică, depinde și de fiecare cum și-au prezentat doleanțele, adică au spus, dacă au venit și au spus, uitați, vreau să fac asta și asta, atunci domnul deputat a purtat de grijă ca să fie alocată o sumă mai mare pentru parohia respectivă. Unde n-au fost niciun fel de solicitări, s-a mers la o sumă standard, am înțeles, de 100 de milioane. Noi am primit iarăși foarte mulți bani și anul acesta, nu știu dacă o să-i putem toți să-i accesăm, încercăm cât putem să ne folosim de bani ca să rămână ceva. Dar e datorită lui, că dacă nu, trebuia din parte în parte să batem într-o parte și în alta, mai ales acum când știm toți ce înseamnă să construiești. În momentul în care s-au făcut actele de predare, a fost o dorință a domnului deputat ca spațiul pe care îl vedem acum va fi folosit pentru ca cei nevoiași să poată în fiecare zi să primească o masă gratuită. Două feluri de mâncare, bineînțeles mâncarea va fi în funcție și de rânduielile bisericii, dacă e postul mare va fi mâncare de post. Vom face probabil cât de curând o anchetă socială ca să vedem exact unde sunt probleme. Nu contează, credincioși din tot Rădăuțul, nu din parohii la noi Musai. Vom selecta, vom vedea într-adevăr unde sunt cazuri cu probleme și disperate. Dacă va trebui, vom și duce mâncare acasă. Odată pe zi vom începe probabil cu 40 de persoane. Vom vedea exact în urma anchetei. Și vor putea să vină în fiecare zi să mănânce și, așa cum spunea domnul deputat, că a spus, cât o să trăiesc eu vreau lucrul ăsta. Vreau lucrul ăsta și ca aici să cineva, deci pe cheltuiala dumnealui. Așa a spus, pe cheltuiala mea să se poată aici cei necăjiți să aibă o masă caldă. Și mi-a spus, părinte, dumneavoastră aveți grijă să păstreze rânduiala și să fie totul așa cum trebuie. E un lucru excepțional pentru că zidurile nu înseamnă nimic. Deci o biserică este frumoasă, dar dacă nu este vie, rămâne o simplă clădire. Iar întorcându-ne la Evanghelie, la judecată, Mântuitorul spune la un moment dat, flămând ați fost și mi-ați dat să mănânc, nu întreabă câte garduri am făcut sau câte biserici am construit. Întreabă, de fapt, atenția e îndreptată către celălalt. Și încercăm să fie biserica aceasta o biserică vie, să fie o biserică în care mesajul evanghelic să fie faptic, să nu fie doar cuvânt. Stimați telespectatori, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la rubrica Invitat în studio. Se află astăzi în studioul televiziunii Rădăuți alesul dumneavoastră, deputatul Aurel Olănea. Bine ați venit în studioul televiziunii Rădăuți. Bine v-am găsit. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua telespectatorilor. Este pentru... Să remarcă și alesul dumneavoastră, probabil. Nu știu dacă dumneavoastră m-ați ales. Nu se știe dacă v-am ales sau nu v-am ales, dar sunteți până una alta cu insigna de reprezentantul în teritoriu. Județul Suceava, în Camera Deputaților, deputat.
Domnul Lărean, sunteți un personaj foarte controversat a Rădăuțului. Om de afaceri, politician, ce predomină mai mult la dumneavoastră? Om de afaceri sau politician? Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră, dar întrucât sunt parlamentar, deputat în Camera Deputaților, activitatea mea se concentrează 100% pe partea de politică. De politică. Ca și dovadă, am aici în față un rezultat al Institutului de Politici Sondaj. Publice. Nu avem pe Camera Deputaților. Este un institut care ne monitorizează tot timpul asupra activității noastre. Și la capitolul prezență, sunt chiar fără laudă, sunt primul din județ, dintre toți parlamentarii. Am o prezență cea mai bună. Da, față de țară, la nivel La nivel național sunt pe locul 50, parcă, dacă nu mă înșel. Asta la prezența în Camera Deputaților. Da. Adică cât de prezent ați fost la serviciu, mă întreb? Pe locul 52. La nivel național? La nivel național, da. Locul 52. O să vadă și telespectatorii acele imagini imediat. De ce atât de târziu aici în studio? De ce atât de târziu ieșirile dumneavoastră în presă? Presa a semnalat de multe ori anumite aspecte din viața dumneavoastră personală sau din lucrurile pe care le-ați făcut. Dar ieșirile dumneavoastră în presă pentru a vă adresa telespectatorilor, cititorilor, ascultătorilor, au fost extrem de rare. Acum se pare că se apropie campania sau de ce ați început să ieșiți în presă? Nu, i-am apărut foarte mult în presă, chiar câteodată și mai mult decât ar fi trebuit, consideram eu, fără a-mi spune consilierii mei. Probabil n-am ajuns sau n-am apărut pe postul dumneavoastră de televiziune. Pe ziarele județene am apărut tot timpul, chiar și cu raportul, cu informarea asupra activității mele, o dată la săptămână, depinde de ce. Conferințele de presă a partidului au fost foarte rare. Conferințele de presă am avut, am mai multe la Suceava, dar mai puțin la Rădăuț. Pe zona Rădăuț, dar avem și am o emisiune la radio, răspund ascultătorilor anumite întrebări care mi se pun la un număr de telefon de la birou parlamentar din primărie și răspund printr-o emisiune de la radio. Am participat la televiziunea Rădăuț, de ce să nu spun, dar din păcate la dumneavoastră n-am fost mai acum nici se apropie campania? Nu, n-am avut nicio invitație din partea dumneavoastră, ca să nu fiu răutăcios acum, ca să zicem că am fost invitat și n-am răspuns invitație. Dar sper că acest lucru sau această problemă se rezolvă în timpul care mai rămâne de mandat, că mai am încă un an de mandat, după cum știți, mandatul unui parlamentar de 4 ani. Aveți o prezență bună la serviciu, la Camera Deputaților. De ce nu v-am văzut niciodată la televizor? În ce constă mai exact activitatea dumneavoastră? Credeți că telespectatorii sunt convins că mulți și-ar pune această întrebare? Sau v-ar întreba, domnul Olărean, ați candidat, se încheie îndată mandatul și nu v-am văzut luând cuvântul în plen la Camera Deputaților. E munca dumneavoastră împărțită pe mai multe secțiuni sau cum se face acolo? Da, această prezență este într-adevăr cea mai bună din județul Suceava dintre toți parlamentare, 79,79%, aproape 80%, din 2915 voturi, care s-a votat 2519 ori, anumite, adică proiecte de lege sau legile, mai bine zis, la 2326 am fost prezent. Referitor la întrebarea dumneavoastră care mi-a spus-o, de ce am apărut sau n-am apărut la televizor, depinde dumneavoastră când v-ați uitat sau cum v-ați uitat. Și, nu se, în Parlament suntem 332 la Camera Deputaților, parlamentari, deputați, nu putem, după regulamentul Camerei, nu poți să iei... Toate ieșirile dumneavoastră publice în cadrul Camerei Deputaților, de la simpla ridicare a mâinii pentru a vota ceva sau a apăsa un buton pentru votăm a vota, cu vot electronic. Și până la orice alocuțiune sau luare de cuvânt sau... Știu eu, toate sunt monitorizate pe site-ul Camerei Deputaților. Absolut, deci da. Deci populația poate accesa oricând. www.cdep și accesează fiecare deputat în parte și găsește în totalitate activitatea fiecărui parlamentar.
Referitor la întrebare mai concret, votăm electronic. După regulamentul camerei, ei cuvântul doar o singură dată și sunt, vă dați seama, într-o zi, noi în jumate de oră votăm pe vot final în jur de 40-50 de legi. Lunea de la ora 16 până la 18 se dezbate, se dezbate ordinea de zi și fiecare lege în parte, prin comisia de specialitate, iar marța de la 12 până la 12:30 se votează vot final. Ce ar însemna să perind de la tribună 332 de deputați se dă un timp la fiecare... Se voie să vorbiți sau poți să vorbești mult mai puțin? Da, se limitează, timpul este limitat. Chiar înainte de a se dezbate acel proiect de lege, prezintă comisia de specialitate raportul, exact cum se întâmplă în Consiliul Local, numai la o deci, altă practic, scară. Parlamentul e o oglindă, național, dar exact, altă scară după a Consiliului Local. După, asta înseamnă că vă mai și certați pe acolo. După, da, ați văzut și în străinătate, să cert chiar și să au brâncit, sau au bătut în alte părți, la bătaie, da. Numai vedeți că la noi este o disciplină, se respectă ședința de Consiliu de parlamentar al Camerei Deputaților, se ține de către președinte, însoțit de doi secretari, obligatoriu. Așa. Și nu poți să iei cuvântul de două ori pe aceeași problemă. V-am spus și de regulă... mai devreme că mandatul dumneavoastră este pe sfârșit, ăsta. Ce ați învățat personal în anii ăștia cât ați făcut naveta, ca să spun așa, la București? Pot să spun că am învățat foarte multe din partea legislativă și e o mare experiență pentru un om să ajungă în Parlament. Foarte multe lucruri ai de învățat comparativ cu cei dacă care... Dacă să trageți o linie, spune că v-a plăcut sau că nu v-a plăcut? Nu poți să spui că nu ți-a plăcut, întrucât ți-ai dorit să ajungi acolo. Adică e clar, e o experiență de viață plăcută. Și dacă v-a plăcut, de ce nu vreți să mergeți în continuare? Pentru că săptămâna trecută la conferința de presă pe care telespectatorii bănuiesc au urmărit-o mulți dintre ei cu interes, ați declarat că vreți fotoliu de primar al Rădăuțului. Deci nu mai doriți să mergeți în Parlament. N-am dorit nici în 2004. După cum știți, eu am fost candidatul din partea Partidului Democrat la primăria Rădăuți. Din păcate, sau mai bine zis, așa a dat, așa a fost să fie, așa a dat Dumnezeu, să pierd la o diferență foarte mică, în jur de 200 de voturi. Dacă n-ar fi primit contracandidatul meu, nu s-ar fi ținut turul 2. Iar atunci președintele Partidului Democrat la nivel național, domnul Băsescu, a făcut o analiză foarte amănunțită asupra rezultatelor din întreaga țară. Bineînțeles că specialiștii au făcut și a prezentat-o lui domnul Băsescu. Iar văzând în Suceava că eu am avut cel... Nu era de o redistribuire, ci trebuia să avem o listă de candidați pentru Parlament. Și văzând că eu am avut cel mai bun rezultat politic din zona Rădăuți, a solicitat partidul să fiu candidat la Camera Deputaților. Deci nu putem să spunem i-am dat de gust și vreau să merg mai departe tot acolo. Nu. Sincer să fiu și pentru dumneavoastră și pentru telespectatori, mie mi-a prins foarte bine această trecere a mea prin Parlament, acești 3 ani. Dacă aș fi, să sunt sincer, dacă aș fi reușit în 2004 să ajung la primărie, cred că multe lucruri îmi scăpau și nu știam să mă concentrez activitatea pe ceea ce trebuie. Trecând printr-o experiență prin București, având de-a face cu miniștri, având de-a face cu oameni care decid asupra anumitor proiecte, știu cum să pun lucrurile. De aceea doresc și îmi doresc din suflet să ajung primar, de ce să nu fiu sincer? Dacă... Bun, ajungeți și la asta. Spuneați în conferința de presă, da, că va avea loc un sondaj de opinie, chiar foarte curând, în care se va verifica, prin acest sondaj, se va verifica cine este cel mai bine optim pasat candidat pentru partidul pe care dumneavoastră reprezentați, Partidul Democrat Liberal, da? S-ar face cărțile undeva între dumneavoastră, domnul Carcalete, cine ar mai fi din partea partidului în acest sondaj?
Nu, nu e vorba de făcut cărțile, se face un sondaj profesional. Am înțeles. De la nivel național și se hotărăște. Da, dar cine vor fi persoanele care... Persoana care stă cel mai bine, care e cel mai bine plasată în sondaje și mi se pare un lucru foarte... Ca să nu tragă partidul în spate. Foarte normal și foarte corect din partea celor care au hotărât această decizie, care au luat această decizie, din cauza că în interiorul partidului un om poate să aibă un plus sau un minus de imagine, poate să... Adică, să dăuneze imaginii partidului. Absolut. Nimeni, noi, fiecare dintre noi, putem spune că avem nu știu câți mai au alege, nu știu câte voturi am aduce. Ați vrut să vedeți vocea poporului, ce intri într-un vot direct, să te aleagă cineva direct, să nu fii pe o listă, de asta și cu votul unui nominal, apare persoana, apare în listă cu numele și nu cu partidul. Dacă primește voturi, știți, politica se face aritmetic. De aceea s-a hotărât să se sondeze peste tot, în toate municipiile, în toate orașele, în toate comunele. Deja s-a făcut sondajul, s-a efectuat acel sondaj, a fost opțiunea de a fi, s-a hotărât la biroul județean, între domnul Petre Carcalete, domnul inspector general și persoana mea. Noi doi am fost în verificări, ca să spunem. Da, întrebarea... Și sondajul s-a făcut și pe Rădăuți. Numai pe Rădăuți, că rădăuțenii votează viitorul primar. Păi spuneați că o să fie sondaje... Corect. Da, scuze, da, așa este. Dar sondajul la Rădăuți a avut loc? A avut loc. Cine este desemnatul PDL-ului să candideze? Nu este desemnat încă oficial. Sâmbătă, dacă se vor avea... vor avea rezultatele oficiale. Dar rezultatele? Neoficiale le avem. Am un plus față de domnul Petre Carcalete în sondaj și sâmbătă se va... Diferența? E o diferență. O să publice și o să vedem. Dar cifrele oficiale. E o diferență clar, vizibilă. Se păstrează puțin un plus față de 2004, din alegerile la 2004. Vreți fotoliu de primar al Rădăuții? Sigur. Ce vă face să credeți că sunteți omul potrivit pentru acest lucru? Cred că am demonstrat și sigur am demonstrat și se vede ceea ce face un om în spate și în urmă, ceea ce a făcut, poți să spui că dacă are putere de a face și pentru alții. Chiar sloganul meu a fost din 2004, nu vreau să fie interpretare, am reușit pentru mine, voi reuși și pentru voi. Nu știu dacă voi păstra același slogan, ți-am spus, timpurile, între timp multe lucruri s-au schimbat. Voi apela specialiști, voi lua o firmă abilitată pentru a îndruma și pentru a, cum să spun, coordona acea campanie. Veți face o campanie profesională. Absolut. Nu putem merge la întâmplare sau după ureche sau după... Eu consider că numai cu profesioniști, numai cu oameni capabili, poți să-ți realizezi ceea ce ți-ai propus. Nu poți să faci la instinctiv, zice domnule... Deci faptul că ați reușit pentru dumneavoastră vă îndeamnă să credeți că veți reuși și pentru orașul Rădăuți. Da. Nu este prea complicat? Există un proverb chinezesc care spune: ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se îndeplinească. Dacă mâine ați fi primarul Rădăuțiului, da? N-ar fi o pălărie prea mare? Adică nu există doar dorința de a-l vedea, vreau să-l bat pe Frunză. Toată lumea spune că Frunză este un candidat foarte puternic pentru dumneavoastră. El a declarat că va candida. Tocmai de asta... Îmi cer scuze, nu e doar dorința asta de luptă, este chiar și de a fi primar și de a face ulterior ceva? Este una să-ți dorești, fiecare om dintre noi ne dorim ceva, e clar că fiecare omenește să-și dorească. De asta s-a și efectuat aceste sondaje, să vedem dacă ceea ce-și dorește, acea persoană are... Ar vrea și poporul. Dacă ar avea succes sau dacă n-aș fi avut un procent semnificativ în a
a fi solicitat sau a fi acceptată de către populația Rădăuți, nu m-aș înscrie la această cursă, că nu sunt un nebun să zici, domnule, îmi doresc ceva numai de a dragul de a-mi dori sau de a candida, de a dragul de a-l, cum ai spus de domnul Frunză, să-l... Să... Pur și simplu să-l câștigați în alegeri, să-l bateți în alegeri. Da, e clar. E o campanie. Nu e doar dorința de luptă, asta a fost întrebarea. Da, nu e dorința, e dorința, dorința de mea. A face ceva pentru rădăuțeni sau doar de a ajunge primar ca să demonstrez, domnule, uite, eu am candidat și am ajuns primar. Eu aș vrea să fiu și mai sincer aici și v-aș spune că eu am fost ajutat foarte mult de bunul Dumnezeu și ca dovadă eu ca și răsplată pentru Dumnezeu am construit o biserică în Rădăuți și tot în continuare merg ca răsplată. Dar biserica aș vrea să construit-o și nu doar cu banii dumneavoastră. Ați mai luat și niște bani de pe la guvern. Sigur că da. Destul de mult. Sigur, sigur, sigur. Nu se poate să nu iei dar se înseamnă poate spune că, chiar și că înseamnă parte, că parte înseamnă că am făcut naveta degeaba. Adică nu se poate să ne aducem bani nu numai pentru biserica mea, am adus pentru toate bisericile din Rădăuți. Anul trecut câte un miliard, iar în acest an, din bugetul 2008, au primit 20 de parohii din 20 de comune care sunt arondate zonei Rădăuți. Mai nou, dacă intrăm la program, la acea fonduri s-au atras, dacă nu rămânem să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, o să vedem ce o să fie în campanie. E clar că... Cum apreciați că va fi campania? Va fi o campanie murdară cu atacuri la persoană sau va fi o campanie de catifea așa în care va merge fiecare pe idealismul personal, pe drumul care l-a gândit? Nu cred că va fi o campanie de catifea, nici o campanie cu scântei, după cum a declarat domnul Frunză. Consider că va fi o campanie decentă în bunul simț al normalului, al evenimentului. Fiecare candidat trebuie să vină cu un program de campanie și să-și susțină acel program și să spună locuitorilor ce anume ar face. Vedeți și în Occident și în America și peste tot sunt campanii electorale cu un program foarte bine pus la punct și prezentat către populație. E o luptă, într-adevăr, fiecare își dorește să ajungă primar. La mine mai mult, sau mai bine zis, eu n-am fost și probabil îmi doresc mai mult decât domnul primar, că el are deja 22 de ani. Știi, are, ultimul după Revoluție, are 4 mandate, chiar ați făcut, cine a făcut o glumă, 4x4, la, nu știu la ce s-a referit 4x4. No, a întrebat într-o conferință de presă cineva dacă va fi din nou ales, dacă va fi tot pentru ultima dată. Probabil tot un spirit de glumă. Da. E clar, dacă populația mă dorește și o să mă voteze, eu voi... Ei să-și pună... Ei sunt decisivi și hotărători în tot ce va fi. Majoritatea întrebărilor din discuția noastră de astăzi sunt legate de activitatea dumneavoastră și de dorința de a ajunge la primărie. Sunt ferm convins însă că cei care le urmăresc acum vor avea întrebări pentru prezențele dumneavoastră viitoare în studio. Și dacă veți binevoi să mai fiți invitatul emisiunii Stop Cadrul Rădăuțean, promit că voi avea o listă din partea telespectatorilor de întrebări mult mai în domeniul concretului, în sfera concretului, cum spune cineva. Întrebări care vă vor fi direct adresate de telespectator, pentru ca dumneavoastră să le puteți da răspunsurile dumnealor. Ce părere aveți de absenteismul la urne? Pentru că ultima dată când cetățeanul român și inclusiv rădăuțenii au fost chemați la urne, aș spune eu că au dat un vot de blam politicienilor. Da, vedeți că campaniile diferă, depinde ce se alege, ce se votează. Pentru noi a fost o noutate să participăm la alegerea europarlamentarilor. Românii, cu intrarea noastră în Europeană, n-au știut toți despre ce e vorba și nu prea a interesat pe toată lumea să aibă europarlamentarul din România și pe cine anume, știți. Dar la locale, la municipiu, o să schimbi foarte mult și mizez pe o prezență foarte mare, că interesează, sunt direct interesat ce se întâmplă cu municipiul, cu orașul lui.
ce se întâmplă în orașul lui. Nu al lui, ce se întâmplă. Că știți, mai bine zis, domnul primar în ultimul timp a declarat că orașul meu că candidează la solicitarea cetățenilor din Rădăuți și s-a exprimat că nu lasă orașul lui pe mână de grupuri mafiote. Într-o presă locală, vine săptămâna trecută la lansarea de la Suceava. Revin și spun orașul, fiecare o să fie interesat ce se întâmplă în orașul în care locuiește. De aceea mizez și consider că lumea o să fie direct interesată și o să participe la vot. Dacă îmi dați voie, ne oprim doar 2 minute pentru publicitate și revenim. Da. Spune-mi ceva despre tine. De ce crezi că ai fi bun în rolul eroului? Îmi place să merg tare. Fetele mă adoră. A, da? Machiajul. Ok, acum joacă! Vreau emoție! Hai! Acțiune! Maică-ta plânge! Taică-tu urlă de durere! Așa, mai multă expresie! Excelent! Te-am luat! În studio cu invitatul nostru, domnul deputat Aurel Colerea. Veți candida. A spus că vă doresc succes, a spus că s-ar putea să fie prezență slabă la urne și dumneavoastră spuneați că va fi o participare foarte mare. Înclin să cred că nu. Nu v-am și spus și v-am spus de ce, că o să intereseze pe toți să participe, toată lumea să participe la vot, că e vorba de administrarea orașului, sau mai bine zis, pentru următorii ani. Și fiecare este interesat să vadă un oraș cu ceea cum își dorește și atunci despre oraș. Ați punctat adineaori spunând că primarul Mihai Frunză afirmă orașul meu. Da. Și nu v-a plăcut că s-a exprimat așa. Dar dacă cineva te-ar întreba ce ai făcut tu pentru orașul ăsta, ce i-ați spune? Dacă vreți să mă întrebați pe mine, eu pot să spun în calitatea, mea de parlamentar, eu zic că mi-am făcut treaba și pot să vă prezint, adică să vă spun dumneavoastră și de telespectatorilor dumneavoastră ceea ce am făcut eu. Eu sunt mulțumit de activitatea pe care am avut-o. V-am spus, am atras foarte multe fonduri, mai ales în acest an, în 2008, au venit bani către Rădăuți și nu este o glumă, eu făcând parte din Comisia Buget Finanțe. Acolo se dă ora exactă la bani, nu? Am depus amendamente pentru anumite proiecte din Rădăuți. O să găsiți pe site-ul Uniunea Europeană, ne dă foarte mulți bani, se tot discută prin toată mass media că nu suntem capabili să-i cheltuim. Dumneavoastră spuneți, am adus bani mulți, mai ales în 2008, deși din 2008 au trecut doar nici 2 luni. Banii aceștia, ce efort a trebuit să facă deputatul Olărean? Sau pur și simplu ei veneau așa? Nu, hai ca să ne fie, poate e o exprimare greșită că am adus, nu am intervenit pentru a se aproba anumite investiții pentru zona noastră, nu poți să aduci bani în sacoșă de la minister sau nu poți, doar faci niște intervenții pentru anumite lobby, pentru lobby, proiecte. Corect. Ceea ce, într-adevăr, la noi este o mare problemă că nu s-a realizat această șosea de centură. Pentru, ca să revin... Dacă ați fi primar, ați face-o.
Vedeți că nu se poate face o șosea peste noapte. Sunt anumite etape, trebuie de parcurs, de început și cred că nu permite emisiunea noastră să discutăm această problemă, că mi-ar face o mare plăcere să discutăm chiar și problema șoselei de centură. La intervenția mea și revin făcând parte în Comisia Buget Finanțe, anul trecut, în 2007, s-au primit bani pentru bisericile din Rădăuți, fiecare biserică, fiecare parohie și ortodoxi și catolici și penticostale au primit câte o sumă foarte consistentă, 1 miliard de lei, iar în acest an am repartizat și pentru comune, ceea ce mai spusesem în emisiune, plus 3 miliarde pentru proiectarea acelei șosele de centură, 5 miliarde pentru reabilitarea casei de cultură, 3 miliarde reabilitarea centrului istoric, 5 miliarde pentru grădina zoologică, reabilitarea grădinii zoologice, dacă e cazul. De ce spun și revin la șoseaua de centură? La o emisiune care am avut-o cu domnul primar televizată, a intervenit domnul Berceanu, fostul ministru al transporturilor, și a explicat ceea ce trebuie de făcut și etapele pe care trebuie să le parcurgă un oraș pentru a avea acea șosea de centură. Sunt proiecte despre care ați menționat. Aceste proiecte sunt proiectele deputatului Aurel Olărean sau sunt proiecte ale Consiliului Local, a Primăriei Rădăuți? Am auzit că spuneați de pildă despre reabilitarea Parcului Zoo. Știu că și primăria are în derulare un proiect de reabilitare a Parcului Zoo pentru solicitare de fonduri și așa mai departe. Absolut. E foarte bine și chiar mă bucur că s-a luat în vedere acest lucru. Eu am solicitat, prin amendamentul depus la Comisia Buget Finanțe, am solicitat reabilitarea centrului istoric, o sumă de 3 miliarde. Banii respectivi vor veni la Rădăuți, iar primăria îi va administra cu destinație specială pentru reabilitarea zonei sau centrului istoric. Acel proiect la șoseaua de centură, aș vrea să revin, eu am solicitat doar pentru plata execuției proiectului. Așa. Proiectul trebuie să fie plătit. Avem specialiști care vin și ne fac un proiect, dar trebuie să-i plătească. Trebuie cineva să-i plătească. De aceea, municipiul și primăria, Consiliul Local, să zicem, hai să nu fie primăria, Consiliul Local trebuia să aprobe din bugetul propriu local o sumă pentru proiectare. De ce spun? Având un proiect, trebuie să ai un proiect valoric și un studiu de fezabilitate. După care te adresezi Ministerului de Resort, la Uniunea Europeană, în foarte multe locuri. Depunând acel proiect la instituția respectivă, urmărești să vezi dacă primești finanțare. Foarte bine poți să primești finanțare din două locuri deodată și să renunți la un loc, la un minister. Adică, vedeți, nu s-a făcut prima etapă și ceea ce am văzut în raportul sau în programul de investiții pentru 2008 nu s-a luat în calcul sau în vedere această șosea de centură care este foarte necesară pentru Rădăuți. Revenind, trebuie de parcurs anumite etape. Acești bani sunt veniți cu destinație specială pentru partea de proiectare. Bugetul local trebuia să își facă acel proiect, să, în momentul când ajungi la minister, trebuie să prezinți proiectul și valoare. Cât costă acea șosea de centură ca să ți-l poată aproba? Nu se dau bani. Am foarte multe intervenții la Ministerul Transportului pentru șosea de centură. De ce spun șosea de centură? Că m-a interesat foarte mult acea șosea de centură și mă interesează în continuare. Nu numai. Acum aș spune că vă interesează doar pentru faptul că sunt unele camioane care au fost deviate prin fața casei dumneavoastră. Răutăcioșe, că dacă le deviați de la mine la poartă, merg la altcineva și deranjez pe altcineva. Nu e asta o soluție. Ceea ce s-a vrut să improvizeze o șosea de centură cu 600 de indicatoare și a dus camioanele pe anumite străzi care nu pot să-și... Nu, fiind foarte înguste. Adică, e clar, nouă ni trebuie acea șosea de centură, vrem nevrând. Dacă Rădăuțul ar fi fost amplasat în Bacău, sigur acea șosea de centură se putea efectua, fiindcă era avea interes și ceilalți, Suceava, Roman și așa mai departe, fiindcă Rădăuțul este amplasat în nord și nu mai are nimeni interes cap să facă linie, cap de linie, da, în Putna, dacă ar fi o investiție sau dacă s-ar traversa în Polonia sau în Europa pe Rădăuți, atunci sigur ne făceau alții șoseaua de centură, dar la noi avem o mare problemă cu șoseaua de centură. Bun, și nu asta numai. Asta cu șoseaua de centură este demagogie de politician, vorbe goale de parlamentar sau promisiune electorală? Nu. Sau realizare? Hai să
să le spunem pe toate. Domnul Cornel, luați-o cum vreți dumneavoastră. Eu vă spun că eu nu pot să spun, nu ne putem juca cu cuvintele, chiar dacă noi vrem să spunem altceva. E clar, nu se face anul ăsta, nu se face la anul, nu se face peste 3-5 ani, dar trebuie să se execute această, să va face cu mine, fără mine, cu nu știu care, dar această lucrare, vedeți, în Occident și peste tot, sunt orășelele mici, la noi nu trebuie șosea centură, ci trebuie un inel, mai bine zis. Da. Dar cred că nu e cazul să intrăm tehnic ca să explicăm ce anume trebuie, dar trebuie demarat. Sunt anumite etape, nu le poate parcurge nimeni și nu le poate scurta. Credeți că sunteți omul care poate demara această chestiune? Exproprierea terenului la cei, la proprietari. Trebuie hotărâre de guvern. Trebuie hotărârea de guvern prin care se stipulează că se expropiază, să despăgubesc acele persoane proprietare de teren cu o anumită sumă, da, și trebuie să fie plătiți. Nu numai șoseaua de centură trebuie să fie făcută în Rădăuț. Sunt foarte multe lucruri care trebuie să se facă în Rădăuț. Bun, vom vorbi despre proiectele dumneavoastră în altă emisiune, vom vorbi despre promisiunile pe care, fără îndoială, veți veni cu o listă de promisiuni electorale, probabil că o parte din ele se vor înfăptui, că așa facem de fiecare dată. Ni se pune o listă în față de promisiuni, votați candidații noștri, au promis că fac asta, asta, asta și o parte dintre ele chiar se și fac, dar multe rămân nefăcute. Fără îndoială că eu voi avea în paralel cu lista dumneavoastră de promisiuni, o listă de întrebări de la telespectatorii noștri. Și vă aștept cu plăcere și altă dată în emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean. Vedeți că oamenii nu mai poți să-i păcălești că vii cu un program, îl afișezi, îl pui și spui, domnule, voi face. Cu cât e mai lung programul ăla sau investițiile sau cât mai mult promiți, cu atâtea mai multe voturi vei primi. Nu. Oamenii cred, eu cred că oamenii deja au înțeles ce trebuie și care sunt prioritățile municipiului Rădăuț și consider că trebuie ca și urgență anumite investiții care nu suportă amânare. Am discutat poate prea mult de șoseaua de centură, dar consider că e o necesitate. O necesitate care trebuie luată în calcul, iar primăria, consiliul sau cine hotărăște în aceste proiecte de viitor, nu a prins-o ca și proiect pentru 2000, ca execuțiile 2008, domnul Cornel. Asta e, cred că aici eu mi-am făcut, că ziceți dumneavoastră, cu ce am venit. Clar, dacă punctual să mă întrebați, prezența în Parlament mi-am făcut-o, am votat proiectele de lege, a fost disciplina partidului, că fiecare acolo trebuie să respecte disciplina partidului din care face parte și nu poți să-ți ieși absolut, dar ai și grup parlamentar, fiecare partid are un grup al lui, grupul Partidului Democrat, cum a fost înainte, acum e grupul Partidului Democrat Liberal. Și trebuie să faci politica partidului respectiv. Nu glumești. Iar normal, dacă dumneavoastră mă veți invita, eu cu multă plăcere voi veni la emisiunile dumneavoastră. Voi fi nevoie, dacă candidați, e clar că o să fiți mai des în studioul televiziunii. Sigur că da. Stimați telespectatori, mulțumim pentru răbdarea de a ne fi urmărit și vă dau întâlnire la o emisiune viitoare. Multă sănătate și numai bine. Ultima rubrică din emisiunea noastră de astăzi, Sport Rădăuțean. Sala sporturilor din municipiul Rădăuț găzduiește la finalul acestei săptămâni turneul de pregătire la lupte.
Este vorba despre un turneu de pregătire, un turneu care noi l-am intitulat Cupa orașului Rădăuț. Este un turneu extrem de puternic, el face parte din turneile de pregătire a etapelor din campionatul Federației Române de Lupte, care vor urma imediat, un campionat care este extrem necondensat datorită olimpiadei care se va desfășura în acest an. La acest turneu participă echipe extrem de puternice, cele mai puternice cluburi din Moldova. În primul rând au fost invitați în orice și au răspuns, pentru că și noi avem participanți la lotul olimpic. Lotul olimpic de la Piatra Neamț, condus de domnul profesor Butucaru Ion. Cu această ocazie vreau să-i mulțumesc în mod deosebit că a acceptat să vină cu lotul la Rădăuț. Este un lucru extrem de important pentru luptele greco-romane din Rădăuț și în același timp l-aș ruga pe dumnealui să ne spună câteva cuvinte despre performanța deosebită care a obținut-o participând la Olimpiada din anul acesta din China cu un sportiv pe care dumnealui l-a crescut, l-a ridicat și l-a făcut mare performer. Îmi face plăcere totdeauna să vin la Rădăuț. Cu ani în urmă, Rădăuțul era cel mai puternic club de lupte din România. Ne bucură pe noi băcăuanii că am reușit să ducem ștafeta mai departe. Bacău în acest moment este cel mai puternic club de lupte greco-romane din România, cu performanțe deosebite, cu 25 de medalii la campionatele europene și mondiale în ultimii 15 ani. Cred că Rădăuțul are potențial să revină datorită sprijinului pe care îl văd că îl primesc cei din Rădăuț, directorul clubului, antrenorii, Rusu Ștefan de la primar. Sunt plăcut surprins că domnul primar este în sală și urmărește această competiție. Asta îmi spune mie că dumnealui acordă o atenție deosebită sportului și sunt convins că în viitor luptătorii rădăuțeni vor reveni și vor aduce la campionatele europene și mondiale sportive.